Sub conducerea cuplului de tehnicieni Andrei Prepelițe, Mihăiță, Ianovski, FC Argeș a renăscut și a ajuns la al cincilea rezultat pozitiv din partea secundă a sezonului, după ce a remizat 1-1 în confruntarea de vineri seară din deplasare cu Universitatea Craiova, ocupanta locului 3 a Ligii 1. Partida din Bănie s-a ridicat la înălțimea așteptărilor suporterilor argeșeni, care au văzut o echipă foarte bine așezată în teren, determinată și motivată să lupte pentru un rezultat bun până în ultimul minut. În debutul partidei, oltenii au avut o mare șansă de a deschide scorul prin Cicâldău, care a fost blocat la timp de Greab, după care Screciu a tras în transversală 8 minute mai târziu. FC Argeș a replicat prin Palici, care a șutat în bară după o deviere cu capul a lui Malele, iar Șerban l-a pus la grea încercare pe Pigliacelli, care a reușit să respingă de la rădăcina barei șutul expediat de mijlocașul piteștean. Piteștenii puteau da lovitura după pauză prin Malele, care rămas singur cu Pigliacelli, a tras pe lângă poartă. Universitatea a deschis scorul în minutul 64 prin Mamut, care a trimis în plasă din interiorul careului, o minge pe care defensiva piteșteană nu a reușit să o respingă. Oltenii au trecut de la extaz la agonie în doar 4 minute. Malele a restabilit egalitatea prin pasa lui Mezacoli și s-a revanșat după uriașa ocazie de gol irosită cu 10 minute mai devreme. Craiova și-a mai trecut în cont încă o bară prin Cicâldău, iar Ivan a tras aiurea din interiorul careului. FC Argeș a evoluat în 10 oameni pe finalul partidei, după ce Drăghici a fost eliminat de centralul Chivulete pentru o presupusă înjurătură la adresa asistentului Andrei Constantinescu. Pe final, Craiova a cerut lovitură de pedeapsă la duelul dintre Bălașa și Turda, însă centralul a lăsat jocul să continue. În urma acestei remize, FC Argeș se menține pe locul 12 cu cele 20 de puncte acumulate în 20 de etape. Într-adevăr, un rezultat bun pentru echipa noastră, faptul că aducem puncte meci de meci, legăm aceste rezultate pozitive. Nu pot decât să mă bucure, este clar, e meritul băieților 100%, au făcut și astăzi, ca și la meciurile celelalte, un efort extraordinar, o atitudine extraordinară din partea lor, un efort fantastic și la sfârșit acest efort a fost încununat cu un punct. Într-un meci, eu cred, disputat, un meci echilibrat în care șansa a avut și Craiova și noi să închidem jocul în anumite momente, dar la final, rezultatul a fost de egalitate. Au fost momente ale jocului, așa cum echipa gazdă a avut ocazii în primele secunde ale partidei și pe parcursul jocului și a creat ocazii. Și noi am avut o situație mare de a marca atât în prima repriză cât și în cea de-a doua. Până la urmă, consider că este un rezultat echitabil după un joc în care amândouă echipele au depus un efort fantastic. Se simte faptul că jucăm din 3 în 3 zile, se simte faptul că jucătorii nu au timpul necesar să se refacă din punct de vedere fizic, dar plusul mental pe care îl avem în acest moment, datorat rezultatelor pozitive pe care le avem și faptului că am reușit să adunăm puncte de la fiecare meci pe care l-am disputat până acum, nu poate decât să ne bucure. Meciul din Trivale, programat pentru marți 2 februarie, a fost amânat. Acesta a fost reprogramat pe data de 16 februarie, deoarece mai mulți jucători ai echipei Sepsis Sfântul Gheorghe au fost depistați pozitiv.